Camerele de monitorizare a faunei din Parcul Național Retezat au surprins recent câțiva urși explorând teritoriul în pace. Imaginile surprinse ne oferă un moment rar și prețios de a observa acești locuitori ai pădurii în habitatul lor natural, fără a-i deranja. Întotdeauna ne impresionează măreția și frumusețea acestor animale, care sunt o parte esențială a ecosistemului nostru, spun reprezentanții Parcului Național Retezat. Prezența ursului brun aici demonstrează încă o dată complexitatea mediului natural și diversitatea habitatelor naturale prezente aici. Existența populației de urs demonstrează că și celelalte specii de animale din habitatele ursului sunt menținute într-o stare bună de conservare. Carnivorele mari, aflate în vârful piramidei trofice, sunt elemente cheie în relațiile ecologice ce guvernează cadrul natural și dovada vie a unui ecosistem sănătos. Parcul Național Retezat, datorită habitatelor sale foarte diverse, multe naturale sau puțin modificate de intervenția umană, adăpostește o faună deosebită de bogată, atât în ceea ce privește numărul de specii, cât și numărul mare de exemplare care alcătuiesc populațiile acestora. În arealul parcului au fost inventariate 108 specii de păsări, 55 de specii de mamifere, 8 specii de pești, 5 specii de reptile și 7 specii de amfibieni.